pregătire pentru Sfânta Sărbătoare a Paștelui în Casa Mireasă. Concurenții s-au împărțit pe echipe în cele două bucătării pentru a face cei mai buni cozonaci. Bucătăria fetelor se mobilizau Aron cu Larisa, Alina cu Valentin, Iana cu Adrian și Andrei cu Ina. Auzi, ce te faci tu? Pănuca. S-o pisezi? Da, nu pisezi. O faci pe, uite, pe ăsta sau vezi pe ce o faci. Nu știm cine a mai făcut cozonaci până acum, însă concentrarea era maximă. Deci nu s-a mai văzut în istoria Miresei cum margini o nucă. Iată cât de frumos o iau, o pun. Lariso, ce vrei? Tu ți-l fier, nu se face așa. A, da, bine. Dacă punem prea multe ouă, se rupe. Dăm 3 ouă. Mai mult n-avem. Într-o dată punem lapte. Putem să punem și lapte, dar amestecăm. Și mai pun niște drojdie. Lapte, nu. O duci la încălzit. O duc la încălzit. Cât lapte? Toată cana. Toată cana. Pune drojdia cu laptele, ușor, treptat. Pune doar între mâinile mele, da? Mm-hmm. Tu pune. Stau. Gata, i-am amestecat foarte bine să nu cocolașe. Bun, bravo. E bine. Trebuie și ai pus esență din asta aici. Păi stai așa că nu l-am frământat încă. Pun eu? Nu. Ba da. Bine, pune dacă tu vrei. Și pun încă în... Nu, așa, ține-mă, o storci, o storci peste, storci peste nucă. Așa, trebuie aruncat. Tu, bagă-ți ăsta în față aici. Nu. Bagă-ți, nu te pătezi. Nu mă pătezi, mă, lasă-mă. Că am nevoie să mă concentrez puțin. Se muncea de zor, aluaturile prindeau contur. Unii însă nu prea erau familiarizați cu noțiunea de cozonac. Ai mai văzut niciodată cum se face un cozonac? Nu. Eu fac din ce am văzut și mi-am aduc aminte. Și... Eu n-am făcut, eu am făcut plăcinte, dar... Tot ce este legat cu aluat, eu tot timpul uit. Ai văzut, Iana, că ai prins bine? Da. De fapt, nu, eu m-aș încerca dacă Adrian nu știe să facă. Eu aș încerca și eu să fac, am vreo închipuire. Adrian voia să țină pasul, iar Iana ușor-ușor se conforma. Ia ține de cât poți. Gândește-te că ți-ai găsit mare iubire și o ții la pământ acolo. Nu. Să nu o mai lasă să plece. Iubirea nu trebuie să o ții. Trebuie să rămână, nu? Da. Nu, mai fă-l, mai fă-l. Da, un pic să pun esența aici de portocale. Nu mai fă-l. Stai că fac eu tu, fă altceva. Ca șef bucătar ce mă recomand, în primul rând și apoi curățenia. În primul rând mâncare și apoi curățenia. Dar având în vedere că nu prea știu să fac de mâncare, o recomand pe iubita mea să facă cozonac. Păi ce faci? Păi dar nu poți să iei de acolo. Nu? Hai mă, nu mai reacționați așa. Păi dar nu reacționăm așa, dar nu ai auzit? Nu avem voie, ok, gata. Păi și nu mă interesează, eu nu vreau să fiu descalificată din cauza voastră. Păi chiar credeți că o câștigat în fața Alinei și a lui Vali sau a Giovanni? Chiar credeți asta voi? Alina câștigă, am spus de la început. Și dacă unii se luptau cu aluatul, alții aveau timp pentru ei, dar și pentru câteva indicații. Așa, bravo. Iana, mai ridică-l așa. Așa. Hai, dă-te jos, mă. Deci compoziția e extraordinară. Da, mă bucur. Cu greu și multă muncă, toată lumea reușea să termine aluatul. Să vedem dacă și crește. Forma cozonacilor devenea și ea o provocare, mai ales că urmau să intre în cuptor. Mamă, cât o crescut! Mă! Cine a țipat? N-aveți treabă cu aluatul vostru! Oare cum vor arăta cozonacii la final? Eu zic că e gata. E gata, nu? Eu vreau să te iau așa. Hai, da, atent. Să te-am frâne. S-a dus. Nu ți-e frică de sacră? Ar trebui... Ia cum arată acolo? Unde s-a rupt? În viața mea arată rău. Arată super! E turtă. Asta a voastră? E turtiță. Ce frumos! Secret, mai pune-vă 3 folii pe el. Hai, tăbune! Tu câștigi, Aron, frumos! Mare pită am făcut.
Așa, e greu să faci cozonaci. Adică, cred că e pe lângă tort, e cam cea mai dificilă, cel mai dificil desert. Tu ai spus că ai mai făcut? Nu. Nu. Nu? Cine a spus că a mai făcut? Adrian. Eu. Unde? Eu. Ai mai făcut? Da. Te-a ajutat treaba asta? Da, adică am făcut cu bunica mea. La țară, când eram mai mic. Când eram mai mic, am crezut că până de... Nu. Până acum, doar mi-aduceam aminte cum frământa și cum așeza blatul acolo. Aha. Larisa. Niciodată. Data viitoare să strângi părul. Da, am greșit acolo. În bucătărie întotdeauna, că e o chestie așa, știi? Așa și... Aici, Ina? N-am făcut niciodată cozonac. Dar părea că te pricepi așa din sfaturile pe care... Cu ouăle, că dacă pui prea multe ouă, nu știu ce se întâmplă. Nu mă bag, nu mai spun nimic. Nu mai spui nimic. Da, dar în perechea Larisa Aron, cine a fost mai iscusit? Amândoi. Amândoi. Chiar am lucrat cot la cot. Ok. Iana, ai mai făcut? Nu. Te pricepi la dulciuri de astea sau... Am mai făcut dulciuri acasă, dar... Dar nu cozonac. Nu cozonac, nu. Așa. Și la Alina și Valentin? A, nu. No. Ba, la garaj am mai făcut. Adică tu erai mai mult cu vorbitul. Da, exact. El ține atmosferă. Da, că n-am înțeles la final. Ați scos cozonacul, ați tăiat și l-ați mai băgat un pic la cuptor? Nu, l-am tăiat să l-aranjăm. Am băgat altul la cuptor după. Altul, a fost noi mai am mult. Am avut timp, am făcut mai mult. Da, ceea ce ați văzut s-a întâmplat în bucătăria fetelor, pentru că, evident, au fost multe echipe, mulți concurenți, mulți cozonaci, așa că ei s-au împărțit cumva între bucătăria Casa Fetelor și Casa Băieților. În Casa Băieților au rămas Sabrina Perneș, Giovanna și cu Sese și Elena, cu cine ai făcut? Cu Manu. Cu Manu. Hai să vedem chiar acum. Și în bucătăria băieților treaba e întoi. Și eu nu știu nimic, să n-ai așteptat să știu că nu știu. Dar câte drujdie să punem un plic de ăsta? În primul rând nu o să iasă cozonac, că nu știu să fac cozonac și nu... Ne riscăm, îl punem pe tot? Sau... Pune și noi jumate. Încet, încet, că nu ne grăbim niciunde. Iar atunci când știi exact ce să faci, totul merge ca pe roate. Și a luat-o așa, din ce se face? Pui chestii, ce să mai pui? Pune și făină, habar n-am. Nu cunosc, nu știu. Mai te uita la ei, că pe urmă ne ducem în eroare. Și ce zic, că nici ei nu știu să facă fel. Da. La dospită trebuie să o punem în ceva așa acoperit. Cred că dăm toate informațiile și aud de concurența. Mai pune făină, cred. Dar să nu rad acum, nu mai albușul? Nu mai gălbenușul să pune. Da, asta știam și eu cu doar gălbenușul. Și dacă unii stau bine cu încrederea în sine? Facem poate cozonaj, nu? Am zis să stai cozonaj cu câștigătoră. Alții nu-și prea dau multe șanse. Sigur o să câștigăm. Nu știu. Dacă ăsta crește, ce-i asta aici? Și de ce învârți cu termenia? Oricum trebuie să zăpăcim, să o batem așa un pic cu ceva. Atâta pot, atâta lasă să crească, nu? Dar cum așa? Nu știu! Trebuie pus la căldură ceva. Cred. Mai trebuie făină, mare. A, păi acum știi ce? Dacă și la ăsta câștigă. Nu ai nicio șansă, stai și nu știu ce e aici. Cum ne putem descalifica? Mie nu-mi place rahatul, ție-și place? Dar ăla trebuie frământat? Păi, nu se prinde. Nu știu, mult a luat avem. Eu acasă o să-mi comand cozonaci. Ce ai zis? Le-o pe la mai bătân, că ți-e iur, bun, până la vârstă, poate o fi eu. Poate a văzut și el, poate a văzut. Am zis, în cazul în care nu iese cozonac, măcar torțesc. Mai vorbește cu aluatul ăla, mai spune, că e cel mai bun aluat din lume. Uite-te cum te învârți, ce culoare pasională ai. Deci, mânca tot. Alții nu sunt însă în relații așa de bune cu propriul cozonac. De, mă descarcă toți nervii. Da, că așa se descarcă pe mâncare. A, deci ai nervi, ai văzut cum te-am prins. Cred că trebuia și topit untul ăla și pus unt în el. După aia ce faci cu untul? Că îl pui după ce crește unde? Nu mai folosești. Că m-am încălzit. Vedeți că am miros. Dar am pus zahăr vanilă? Da. N-am pus. M-a chiar curvat rău de el, sincer. Hai, noroc. Mai multă sănătate. Pentru cel mai number one cozonac. Cel mai câștigător cozonac pentru un Paște mirific. Un cozonac plin de beatitudine.
Pentru ca aluatul să crească frumos, el are nevoie și de încurajări. Eu nu știu cum e a meu. Uuu, deja vostru ce frumos e. Nu e rău, trebuie să facem pâine. Auziți? La voi a crescut. La voi nu? Păi nu știu. Mai cu vorbe frumoase, mai cu rugăminți, aluatul a crescut și el cât a putut. Ce ciudat arată. Uite, cam uleios și cam moale. O să fie pufos, dacă o să fie pufos. Se împrăște cu bani. Vino completat acum. Bagă mâna de sub, de sub. 1, 2, 3 și... Ce, da? No, dar ce frumos e. Îi pui senul de oi. Că aia și frumusețea să eu mănânc. Nu prea cred că o să fie dulce, că n-am pus foarte mult zahăr în aluat. Acestea fiind zise, a venit timpul ca aluatul să fie pus la locul lui. Și nu mai știu unde bagă ei după aia. Nu știu, bebe, deschide. Și iată că a venit și momentul mult așteptat. Dă-mi un fund, pune un fund. Pune un fund. Dragoste. Ce de rău, mă! Aoleu! Pe ce să-l pun? Pe ce să-l pun? Du-te, babe, nu-i ajută-ți cum arată. Ai grijă. În partea ce asta. Uite cât de drăguț arată. Vezi că chiar arată bine, serios. Da, domnule, de arătat arată bine. Să vedem cum a fost cu gustul. Cum vi s-a părut experiența? Sabrina Perneș. Bună. Interesant, n-am mai făcut, nu aveam nicio idee. Și acum că ați făcut și ați văzut că e greu sau? Nu e greu. E interesant. Auzi, dar voi toți spărați sunteți? Puțin așa. Așa și așa, nu? Mm. Se vede. Giovanna Sese. Da, nu a fost fain. Da. E emoții că dacă nu ieșea, dacă tot mă uitam la el, săracu. A fost încărcat tare. Am văzut, era așa. I-am băgat bine. Da, s-a prăbușit sau ce s-a întâmplat? Băi, nu, era foarte fierbinte și având mult... Compoziție, dar compoziție. Era și tava așa, cum am pus-o. Da, a fost o improvizație pe care au făcut-o ei pentru că nu au fost suficiente, dar oricum, felicitări pentru idee. Așa, Elena Manu, pe al vostru nu l-am văzut. Păi l-am făcut mai târziu, că nu aveam loc. Așa erau e, ce mari, să facem? Un singur cuptor. Dar mi-am făcut doi cozonași și pentru ei, că ei au plecat la... Nu știu dacă v-au reprezentat cu cinste. O să vedem un pic mai târziu. Cum a fost? A fost foarte distractiv. Ne-am distrat, am râs foarte mult. Chiar ne-am simțit bine, ne-am înțeles foarte bine ca echipă. Ah, foarte bine. Am oftim să și mâncăm. Asta înseamnă că o să mai faceți, nu? Cozonaci. Da. Nu știu dacă împreună, dar separat, cred că sigur, nu? Al doilea sigur iese bine. Al doilea.